Ia uitați, dragilor. Ursul. Mergem la Slăbănog. Ce faci, bă, băiatule, bă? Ești cam pricăjit. Păi și tu o poză. Hai, Anastasia, fă poză. E făcut. Păi, așa ca să... Ce faci, mă? Mă, frumosule, mă. Da, ești foarte frumos și cu minte. Te-am găsit la tine acasă. Dragilor, suntem pe drum către Balvanioși. Băi, Covasna. Și pe drum, uitați-vă cu cine ne-am întâlnit. Moș Martin. O prezență foarte specială. E foarte... Dar e un Moș Martin mai mic, micuț, cred. Da. Cred că e un pui. Nu e chiar pui ăsta. Dar are față de pa, pui. Pa, Moș Martin. Pa, ursuleț. În drum spre hotel ne-am întâlnit și cu o vulpe. Uitați-vă ce pricăjită e. Mă, vulpițo. Mă, vulpițo, mă, de când ești nemâncată? Fă-i nu știu, ca o poză. Mă, vulpițo, mă. Mă, de când ești tu nemâncată? Ești cam prăpădită. Hai, rămâi cu bine. Uitați-vă, dragilor, ce mașinuțe de transport au. Una aici și una mai în față. Și pe aici, pe undeva, se intră la recepție. Hai să ne luăm și noi camera în primire și să facem prezentarea camerei de la Balvanioși Resort. Am fost la hotelul care era dinainte, hotelul vechi, și ne-a trimis în unitatea nouă și a mai deschis o unitate, doar ce i-a dat drumul, și aici vom fi cazați în noua unitate. Cam așa arată pe exterior. Și mergem și noi acum înăuntru să ne luăm camera în primire. Deci, așa e intrarea în hotel, cu focul ăsta aici. Foarte interesant. Și acum hai să ne mergem să ne luăm în primire. La ce etaj a zis că e? Foarte, foarte interesant e hotelul. Este nou deschis. Și acolo văd că avem spa-ul, piscina. Vom merge îndată și noi. Hai să vedem, vine? Ăsta cred că vine. Da. La etajul 4. Ia, ținește-o un pic asta. Camera 406. Pe 406. Pe 406. Hai să vedem. 401. 2. Arată foarte bine și culoarul. Și aici este camera noastră. Bă, următoarea. Aceasta este pe 406. Hai să vedem. Scoatem asta și băgăm aici așa. Hai, intrați. Hai, dragilor, să începem să
facem prezentarea noii camere. Deci, aici avem un dulap la intrare, cum intri pe stânga, cu LED așa frumos. Avem umerașe, avem umerașe, un încălțător foarte, foarte lung. În partea asta avem două halate, va mai trebui unul pentru Anastasia, seif, papuci, da? Iarăși niște umerașe. Hai să vedem baia. Baia este imediat în dreapta aici. Ho, ce frumoase! Cum intri aici, în dreapta avem vasul de toaletă, hârtiile igienice, sunt din ăștia bune cu 3 straturi, o cabină de duș generoasă, chiar e mare, nu e din aia să n-ai loc în ea. Da, mai departe, prosoape în partea de jos acolo, două prosoape mici aici, lavoarul, avem aici o oglindă, un săpunel, niște articole de toaletă, da, unul așa și unul așa, Balvanioș Resort, șampon, și ăsta este shower gel. Da? Ăștia probabil că sunt căști din alea pentru femei. Două pahare, uscător de păr. Avem iarăși aici prosop pentru ieșirea de la duș. Încă două prosoape mici acolo. Calorifer de inox. Îți place, Roxy, baia? Da, place, să-ți spun. Este doar pentru două pățoare, că este caracos sau pat suplimentar. Da. Camera arată super. Ați vedea cum e. Și aici avem un pat mare matrimonial. Foarte, da, interesant. Camera e foarte mare și foarte frumoasă. Probabil că o să ne aducă un pat suplimentar. Un televizor mare, de mari dimensiuni aici. Avem aici bar. Plin cu bere, cu suc, ciocolată, apă, niște tării. În partea asta aici avem niște crocanțele din ăștia. M&M's, arahide, da? Alune. Aici avem cafea de la Nespresso. Uite ce frumoasă e chestia asta. Cu aparat Nespresso. Din ăștia folosim și noi acasă. Telefon. Televizorul l-ați văzut. Uitați ce bine arată. Avem aici deasupra patului o vâslă. Da? Scade asta noaptea în cap. Visez numai urși. Ia, dă drumul și la... Așa. Avem neon așa pus în spatele tăbliei patului. Un fotoliu foarte comod. Un taburel. Aici mai avem un scaun. Pentru a spune laptopul sau ce ai nevoie aici. Un oveoză. O oglindă aici, să te vezi dimineața cât ești de frumos. Și aici, pe aici se deschide, avem priveliște la pădure. Ia, stai să văd cum se deschide. Revin în câteva secunde. Gata, dragilor, am deschis și asta este priveliștea. E priveliște la pădure. Exact cum mi s-a spus.
că au fost în cameră. Da, dragilor, acum voi coborî jos să le spun să mai îmi aducă un halat și să rezolve problema cu patul Anastasiei. Revenim. Gata, dragilor, am rezolvat și cu patul prințesei. I l-a pus aici. Saltelele sunt foarte, foarte comode. Da? Uitați-vă și așternuturile, ce curate sunt. Am rezolvat și cu ăsta. Trebuie să pun fotoliul ăsta undeva. Și am mai adus un halat aici. Și cam asta e camera. Am mai adus câteva chestii de genul ăsta. Da. Așa. Și cam asta e camera, ha? Doamne, nu vorbesc și nici nu înțeleg română. Nu, deloc. Deci numai maghiară. Da. Sunt foarte drăguțe. Sunt foarte drăguțe și amabile. Foarte drăguțe, dar tu vorbești cu ele, ele se uită la tine și râd, dar nu pricep nimic. Și până la urmă a trebuit să le arăt problema cu ce ai nevoie și atunci se conformează. Dar altfel se uită la tine și râd. Atât. Dar ele oricum nu pricep nimic ce le spui. Și noi, dar noi nu știm maghiară. E foarte funny. Ba da, ieri am învățat-o. Da. E foarte deci, funny treaba. Și vii la tine în țară și... Da. Asta e. Nu s-a întâmplat numai aici. Și la Teleferic, Grand Hotel. Da, la Teleferic vorbeau în engleză. Brașov, vorbeau în engleză, engleză mai așa. Da, vorbeau engleză. Da, și erau numai... Cum să numeam? Filipinezi din ea. Da, vorbeau engleză. Da. Aici dacă pe doamnele întrebi în engleză, nu cred. Asta e, ne descurcăm. Da, cam asta e, dragilor, prezentarea camerei de la noul corp al resortului Balvanioș. Din clădirea Picture. Da, clădirea Picture. E foarte, foarte mișto. Nouă ne place la maxim camera. Miroasea nou. Deci cred că au dat drumul. Eu cred că suntem primii care stăm în camera asta. Nu cred că mai sta nimeni înaintea noastră. Că ne-au spus doamnele de la curățenie că astăzi este prima lor zi de când intră în corpul ăsta. Deci, cred că suntem primii oaspeți. Na, dați și voi acolo o abonare la canal, dați un subscribe la canal, da? Click pe clopoțel, share la acest clip să vadă și alții nou corp al hotelului Balvanioș și... Rămâneți alături de noi, mâine o să mergem pe Lacul Sfântana și ne învârtim pe aici prin împrejurimi. Hai, numai bine! Bye! Pa!